Viața lui Mihnea a luat o întorsătură dramatică în câteva secunde. Copilul a suferit un accident pe pârtia din Rânca, în urma căruia și-a fracturat coloana vertebrală și acum a rămas imobilizat la pat. Mihnea și familia sa au nevoie de bani pentru tratamentul de specialitate pe care copilul îl va primi la o clinică din străinătate. Pentru a strânge banii necesari familiei Vâlceanu, colegii de liceu ai lui Mihnea organizează în această seară un bal caritabil. De la ora 17 la Rebecca. Cei care au contribuit până acum și cei care mai doresc să contribuie financiar, ne întâlnim acolo. În urma lansării apelului umanitar, oameni simpli, firme și chiar jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj au contribuit la strângerea de fonduri pentru Mihnea. Personalul unității a contribuit cu bani, contribuții de altfel financiare, bănești individuale. Astfel, la nivelul inspectoratului s-a reușit strângerea sumei de peste 600 de lei, iar un număr de 5 cadre au direcționat cei 2% din impozitul pe salarii către către Asociația Șansa de Mâine, asociație non-profit implicată în sprijinul lui Mihnea. Mihnea mai poate fi ajutat și prin donații. Vă punem la dispoziție următoarele conturi bancare. RO 98 BRD E 200 SV 0989951200, deschis la BRD pe numele Vâlceanu Marius Florin, tatălui Mihnea, și în contul Asociației Șansa de Mâine RO 11 BTRL RO NCRT 00367352022, asociație non-profit implicată în sprijinul lui Mihnea.